Bine v-am găsit în cel de-al treilea episod al emisiunii A-Life și, după cum puteți să vedeți, am în jurul meu niște absolut minunății florale și, în primul rând, niște crini spectaculoase. Așa cum v-am spus zilele trecute, am primit acești crini produși în România. Vreau să vă arăt cât sunt de mari. Și încă i-am și tăiat puțin, sunt aproape cât mine de înalți. Și m-am gândit ce design floral putem să facem pentru a-i pune în evidență. Pentru că nu știu dacă știți, crinii au o foarte mare legătură cu tot ce însemna suveranitate, cu tot ce însemna regalitate. Sunt niște flori care transmit ideea de regalitate și sunt primele flori cultivate din lume. Deci este prima floare care a fost atât de căutată. Bineînțeles, asta se întâmpla în perioada antică, când au început să o cultive. Ca și origine, nu este sigur exact originea crinului, dar este undeva din zona Asiei, Japonia și așa mai departe, după care, bineînțeles, a fost adusă în Europa, mai cu seamă în perioada antică, de greci, de romani și așa mai departe. Și gândindu-mă ce aș putea să fac în așa fel încât să pot să scot în evidență caracterele regale acestei flori, mai ales că în ziua de astăzi povesteam cu Alina Târnovan de la Toporan, pardon, că avem două Aline. Una dintre ele este cursanta noastră, Alina Târnovan, și cealaltă este Alina Toporan, care este producătoare de crini. Ei au sere lângă București și povesteam cu ea că îmi spunea crinii albi sunt mult mai ceruți decât crinii aceștia roz și chiar ar fi interesant să vedem cum i-ai putea pune tu în evidență. Gândindu-mă la treaba asta, am zis, ce aș putea să fac cu crinii în așa fel încât să-i pun în evidență și nu m-am putut decide să fac doar un singur design. De aceea am pregătit pentru voi și voi finaliza în cadrul emisiunii două designuri cu crini. Primul design la care m-am gândit, cum ziceam, pentru a scoate în evidență caracterul regal, caracterul foarte suplu al acestei flori, m-am gândit la un candelabru și nu puteam să fac un candelabru fără lumânări. Astfel că aceste lumânări absolut minunate sunt tot așa, făcute în România, sunt handmade, fabricate la Cluj, la atelierul de lumânări al lui Adrian Biro, cu care lucrez de ani de zile de când am început Floristic Art. De fiecare dată când am nevoie de lumânări, le sun. Adi, te rog, fă-mi niște lumânări. Ok, ce culoare spun? Ok, tonul ăsta de culoare, din culoarea asta și așa mai departe, vă puteți uita pe pagina de Facebook a lui Adrian Biro, mai cu seamă Icarus Candle sau Merkaba Candle. O să punem și linkurile în așa fel încât să le vedeți. Am găurit cu un burghiu aceste lumânări, de aceea, de cele mai multe ori, să știți că o lumânare de calitate este acea lumânare care, în primul rând, este plină. Adică am putut liniștită să găuresc lumânarea cu un burghiu de aceeași dimensiune cu candelabrul meu și după aceea să pot să introduc lumânarea liniștită în candelabru. Ce a fost iarăși foarte interesant în momentul în care m-am gândit cum să combin crinii, în ce design în primul și în primul rând și cum să introduc din punct de vedere tehnic crinii în design, am avut nevoie de crini atât de mari. De ce? Nu doar tija crinului este foarte mare, adică tija centrală este foarte mare, dar și tija fiecărei cupe este foarte mare. La ce ne ajută treaba asta? Ne ajută să putem design exact așa cum am făcut în designul meu. Interesant este că este un design și întotdeauna candela trebuie să fie central. Este o piesă centrală în orice fel de încăpere, fiecare este eveniment, nuntă și așa mai departe, este o piesă centrală, astfel trebuie să fim atenți ca designul să se vadă frumos 360 de grade și mai ales că de multe ori se mai rotește.
Acum se rotește și din cauza că am lăsat aici liber, voi pune lumânările la final în partea asta din față și bineînțeles am să mă apuc să termin și să finalizez designul până la final. Ce am mai folosit pe lângă crin, pentru că am vrut să pun crinii aceștia în valoare și culoarea crinilor. Și atunci am accesorizat, să zic așa, între ghilimele, crinii împreună cu trandafiri, garoafe crem, trandafiri crem, sunt niște trandafiri quicksand ca și varietate, am niște crenguțe de ceș, tot trandafir sălbatic, câteva flori de cornus și mai am încă niște hidrangea uscată pe care o folosesc pentru a mixa un pic cu texturile și pentru a acoperi buretele, dar pentru a avea un picuț de adâncime. Deci astea sunt specificațiile tehnice, să spun așa. Am să mă apuc să tai... Mi-am pus aici, lângă cel de-al doilea design, am să încep să tai din crini pentru a putea să îi introduc în design. Cum vă spuneam, cupele sunt foarte, foarte mari și foarte lungi, ceea ce de pe o tijă de bujor, cred că mi-au rămas bujorii în minte, pentru că tot bujori am văzut peste tot în ultima perioadă și tot bujori am folosit, pentru a putea să... introducem bujorii în design, avem bujorii, again, crinii, în design avem nevoie de o tijă foarte lungă. Deci pe o tijă centrală, pe un fir de crin, avem 8 cupe. Cupe care se deschid toate. Ce înseamnă treaba asta și din punct de vedere comercial? În momentul în care te gândești că ai 8 cupe de crini, te poți gândi câte design-uri poți să faci cu ele. Și având această tijă lungă la fiecare cupă, ne ajută să nu mai fie nevoie să însărmăm, să nu mai fie nevoie să facem alte adausuri la floare pentru a putea să introducem floarea într-un aranjament tip cutie sau alte tipuri de aranjamente pe care le faceți. Asta este unul dintre avantaje. După aceea, faptul că este atât de mare, știți foarte clar că asta înseamnă calitate superioară a florilor în momentul în care avem tijă foarte mare, cupele sunt de dimensiuni mari, greutatea florii, rezistența florii, toate acestea determină calitatea unei flori, ceea ce calitatea acestor crini este să introduc crinii în design în așa fel încât să îl finalizez, pentru că am zis că las să vedeți și voi în momentul în care încep demonstrația, să puteți să vedeți și voi designul până la final. Am mai văzut fete care au comandat de la Alina acești crini și i-am văzut în combinații cu alb. Grijă mare că atunci când combinăm cromatic crinii cu crinii aceștia roz cu ceva care este alb, să aveți foarte mare grijă că să puneți și roz între. Adică este mare, mare discrepanță dacă folosiți doar bujori albi și crin roz. Este destul de imaculat și rozul acesta puternic, aproape către fucsia, chiar o tentă de burgund. Deci este mult prea mare diferența, de aceea eu am folosit, nu am folosit alb, ci am folosit crem, tocmai pentru a putea face legătura cromatică între bujor și între bujor. Doamne, dar ce am astăzi cu bujorii? Ei, nu contează. Bun, hai să vedem care este fața. Totdeauna îmi păstrez o față să mă pot după aceea orienta. Mă uit să văd care e fața. Aici am nevoie de crin, deci am să cobor cu crinii în jos. Și în felul ăsta am să îmi fac zona mea centrală, după care am să pun și trandafirii de care vă spuneam și pe lângă trandafiri am și garoafe. Este sincer un design, un stil destul de clasic, dar este foarte spectaculos datorită cromaticii alese și, bineînțeles, formei crinului și a crinului în general, pentru că,
Cum spuneam, crinul denotă regalitate, este o floare care în epoca victoriană a fost introdusă în buchete, în buchetele de mireasă și în lumânările de la ceremonii, plus că în perioada romană a fost o floare care simboliza triumful și speranța, fiind aduse ofrande eroilor și zeităților la care se închinau romanii și la care se închinau cei care erau în perioada egipteană. Vedeți, la fel pun grupuri, adică nu pun doar un singur trandafir, ci am pus grup aici de trandafiri, aici de trandafiri, la fel și cu crinii. În felul acesta creăm ritm. Ritmul este unul dintre principiile și elementele designului floral pe care noi predăm în Foundation in Floral Design. Și de ce este important să știm lucrurile astea? Este important pentru că putem să gândim designurile pe care le avem în așa fel încât să știm ce lipsește sau unde lipsește ceva sau de ce este corect ceva sau nu, să știm cum putem obține armonie, armonie cromatică, armonie în textură, contrast și așa mai departe. Ia să mai pun încă niște clean din aceștia, nu mai spun de parfum, deci sunt foarte parfumați. Parfumul, într-adevăr, parfumul crinilor a fost totdeauna un subiect de discuție, pentru că multe persoane sunt alergice la parfumul crinilor, dar în momentul în care avem o încăpere foarte mare, mai ales că un astfel de candelabru cere o încăpere de dimensiuni mari, nu încape oriunde, pentru a se pune în evidență, creăm al cincelea, să spunem așa, creăm unul dintre cele cinci simțuri, adică simțul olfactiv. După care, simțul olfactiv, după care noi suntem ghidați în momentul în care avem contact cu o floare. Ia gândiți-vă, în momentul în care primim flori, ce facem primul lucru? Îl ducem spre nas pentru a-i simți parfumul. Și acest simț, simțul mirosului, este asociat cu florile. Ei, știm cu toții că florile, majoritatea florilor din ziua de astăzi și-au pierdut din parfum. De ce și-au pierdut din parfum? Pentru că gena care este responsabilă de longevitatea florilor este invers proporțională cu gena care este responsabilă de parfumul florilor. Deci o floare, în general, cu cât este mai parfumată, cu atât rezistă mai puțin, dar nu este cazul crinilor, pentru că crinii rezistă foarte, foarte bine. Dar dacă vă gândiți la trandafirii de dulceață, acei trandafiri de grădină, trandafirii de dulceață, știți foarte, foarte clar că se scutură foarte repede. Ei sunt foarte parfumați, de aceea și sunt folosiți pentru dulceață în zona gastronomică, dar pe de altă parte, ei sunt foarte, foarte puțin rezistenți și atunci știm foarte clar. Ei, în momentul în care cei din Olanda și-au dat seama că florile au nevoie să fie mult mai longevive, bineînțeles că au introdus genetic, au făcut niște mutații genetice, ce frumos arată de pe toate părțile, au introdus niște gene mult mai rezistente în genomul florilor, astfel florile sunt mult mai rezistente. Uite, am aici nevoie de niște garoafe și astfel florile și-au pierdut din parfum, dar au câștigat în longevitate și în felul acesta avem flori mai rezistente, dar care și-au pierdut parfumul. Ei, în momentul în care dăm de niște flori care au și parfum și sunt și longevive, number one, e că în momentul respectiv știm foarte clar că acele flori sunt
sunt premium. Nu că alte flori care nu au parfum nu sunt premium, nu spun lucrul ăsta, dar bineînțeles în momentul în care avem niște flori care sunt și parfumate, este clar că avem de-a face cu niște flori de foarte, foarte bună calitate. Bun. Ia să vedem, să-l pun așa. Totdeauna atunci când lucrați, mai ales când lucrați elemente de mari dimensiuni, cum este acest candelabru care este destul de mare, mai ales ridicat, totdeauna mă duc mai departe să mă uit să văd unde ce lipsește. Uite, aici mai lipsește un crin și am să îl pun aici, am zis, aici am zis, da? Și în momentul în care avem crini care sunt parfumați, de asta vă spun, să ținem cont puțin și de încăpere și să ținem cont și de faptul că se deschid toate cupele. Adică dacă folosiți doar o tijă în care, o tijă de crin în care sunt deschiși doar două cupe, să țineți cont că și celelalte cupe, până la 8, de obicei 8, se vor deschide și atunci parfumul lor va fi mult mai intens. Sincer, iubesc crinii, iubesc parfumul florilor, iubesc parfumul de crin, nu mă deranjează, dar știu că sunt persoane sensibile la acest parfum de floare. Atunci, să știți, în momentul în care realizați orice fel de cutie cu crini sau orice fel de design care implică crinii, să întrebați clientul, clienta, dacă știe, nu știu, dacă are alergie la miros. Să știți că, de exemplu, animalele sunt foarte sensibile, în special pisicile sunt sensibile la mirosul de crini în special. Dar eu sincer cred că foarte mult din poveștile astea cu crinii care sunt care au un parfum care provoacă o toxicitate foarte ridicată, sincer mă îndoiesc. Cred că este foarte mult mental și un mindset, o convingere legată de crini care ar fi, Doamne, cât de toxic și că nu putem să-i ținem în casă. Sincer, nu. Nu cred treaba asta, dar într-adevăr sunt probabil persoane care sunt mai sensibile la mirosul, la mirosul de crin și atunci, într-adevăr, să fim atente pentru cei care comandă crin, să puteți să întrebați exact care este, dacă există o anumită toxicitate, dacă există o anumită alergie a celor care primesc crinii. Ia să văd, acolo mai am nevoie de niște trandafiri mai jos și am să mai pun aici niște crini. Da, sunt curioasă dacă aveți întrebări. Da, baza este o ghirlandă Oasis și este ușor de folosit această bază. Noi mai facem, avem tot felul de chestii tehnice pe care le folosim când nu avem la îndemână o astfel de ghirlandă, dar acum am avut nevoie de o astfel de ghirlandă pentru că nu tot timpul avem timp să ne facem propriile noastre ghirlande. Se mai întâmplă să le facem, dar se întâmplă și să le achiziționăm și atunci când suntem în nevoie de timp, este cel mai simplu să achiziționăm câte o astfel de ghirlandă. Am să pun niște... Vedeți că am tăiat de pe tijă, am tăiat într-adevăr cu foarfeca, după care tai cu cuțitul în momentul în care vreau să introduc crinii înăuntru în design și în felul acesta pot să fixez foarte bine aici. Da, îmi place așa. Sunt foarte, foarte zdravene și tijele, de aceea am nevoie de o foarfecă. După care, în momentul în care introduc, și asta puteți să faceți și la trandafiri, puteți să faceți în momentul în care aveți un design care, în care aveți tije lemnoase, cum sunt tijele de trandafir, puteți să folosiți foarfeca inițial, după care puteți să folosiți
și cuțitul pentru a putea să introduceți floarea în burete sau în sau lipită sau depinde ce cum o folosiți. Ia să vedem în față. Asta vine aici. Așa. Deci este parfumat, atât de parfumată este toată sala, ca să vedeți ce înseamnă. Nu mai trebuie să folosiți un parfum de cameră în momentul în care aveți o nuntă în care folosiți crinii sau nu doar nuntă, poate să fie orice fel de eveniment, momentul în care folosiți crini, să țineți cont și de factorul acesta puternic, pentru că, într-adevăr, dacă un miros este prea puternic, influențează gustul, nu știu dacă știți. Am studiat zona asta de cele 5 simțuri și gustul este puternic influențat. De aceea, dacă vă gândiți, primul lucru ce facem la fel și cu mâncarea, o mirosim pentru a vedea dacă este comestibilă sau nu. Așa apreciem noi dacă o mâncare este bună sau nu. În felul acesta știm că o mâncare este comestibilă sau nu. Și de aceea influențează mirosul, influențează și gustul. Și atunci nu recomand să folosiți foarte mulți crini într-o încăpere foarte mică, pentru că va influența și gustul. Dar, în schimb, în sălile mari și mai ales cum sunt sălile de evenimente, cum sunt sălile de nunți, vă recomand extrem, extrem de tare să folosiți astfel de flori. Care este rezistența florilor? În primul și în primul rând, eu cred că este un design extrem de rezistent. De ce? Pentru că are sursă de apă directă, adică este direct în oasis, este hidratat și așa. După aceea, doi, puteți să hidratați acest design pe exterior cu prin pulverizare, așa cum facem noi în cursuri. Bun, păi suntem aproape gata. Hai să punem și ultimele lumânări. Ar mai fi aici în spate încă câteva, dar aș putea să le pun la final și să... Opa! Bun. Se mișcă tot designul. Așa. Am să pun imediat lumânările ca să-l finalizez și eventual chiar putem să aprindem lumânările. Ar fi foarte drăguț, mai ales dacă am primit lumânările astea superbe de la Adi și mi-a spus foarte clar o chestie, o să vă spun imediat o chestie legată de lumânări și am să vă specific o chestie care mi-a spus-o Adi. Musai să fac treaba asta. Am să mai fur de aici o cupă, pentru că crinul acesta l-am lăsat pentru cel de-al doilea design, dar vroiam aici să am o finalitate. Așa. Și Adi mi-a spus în felul următor, în momentul în care ai niște lumânări, totdeauna să ții cont, atunci când ai lumânările în sfeșnic, fitilul să fie drept. Deci asta așa, de la specialiștii cu lumânări. În momentul în care pui lumânarea sau l-ai pus direct, în momentul respectiv să le pui să fie cu fitilul drept, după care le vom șterge cu niște șervețele umede pentru a fi foarte, foarte bine finisată textura, pentru că fiind niște lumânări lucioase, acestea sunt niște lumânări netede și lucioase, au nevoie să nu se vadă amprentele pe ele, să nu se vadă orice alte, nu știu cum am mai umblat, polen sau alte chestii. Deci la final le ștergem cu un șervețel umed și le ridicăm fitilul în... Ce frumos arată! Asta ar trebui să stea așa.
Da, hai să le văd și eu de la depărtare. Da, minunat. Wow, foarte frumos. Foarte frumos. Acesta este un exemplu prin care putem să folosim crinii. Deci, crinii tăiați de pe tija centrală și puși doar cupele. Este un exemplu minunat. Gândiți-vă că un fir de crin cu atât de multe cupe este 6 lei. Gândiți-vă, fiecare cupă este sub 1 leu. Dacă avem 8 cupe care se deschid, sunt sub 1 leu cupa. Și gândiți-vă că au un diametru de peste, să zic, un 10 centimetri bune în fiecare cupă deschisă. Deci are o valoare comercială extraordinar de bună. Pe lângă faptul că sunt foarte frumoși și vă puteți, de exemplu, crinii au cam ieșit așa din trend și așa a fost și cu garoafele. Mie îmi plac garoafele, îmi plac crinii, îmi plac trandafirii. Să știți că puteți să-i readuceți și puteți să vă faceți, de exemplu, să folosiți de multe ori aceleași tipuri de flori, în felul ăsta clienții voștri vă vor recunoaște designurile din poze, fără să știe neapărat a cui sunt, pentru că vor ști că sunt ale voastre atunci când aveți câte un element definitoriu în designul vostru. Și ați putea să folosiți, de exemplu, crinii sau alte flori. Grijă foarte mare la armonie cromatică, că de-aia facem o grămadă de cursuri, pentru că avem nevoie să cunoaștem. Nu se potrivește orice cu orice, am mai auzit chestia asta, that's stupid, nu puneți botul la fazele astea, nu. De aceea există niște reguli ale designului, nu pentru că s-au inventat și să nu le folosim, ci pentru a ne ajuta să știm ce fel de design putem să facem și cum putem să-l facem un design armonios, pentru că până la urmă ăsta e scopul nostru. Bun, hai să trecem la următorul design, pentru că v-am pregătit astăzi două designuri. Acesta a fost, cum ziceam, candelabrul floral, este minunat, doamne, în realitate. Să știți că mă gândesc să fac anumite demonstrații și anumite emisiuni cu oameni în platou, în studio, în așa fel încât să puteți să vedeți care este frumusețea florilor efectiv în realitate. Transmitem cât de bine putem și online, în realitate este într-un anumit fel. Bun, hai să trecem la următorul design, pentru că am pregătit, cum ziceam, două și e cazul să mergem la al doilea, mă mai s-a adus să uit la el. Aici, ce am în cel de-al doilea design. În primul și în primul rând am pornit de la vas, pentru că vasul este foarte special. Vasul este un vas realizat de către una dintre artistele din zona noastră, Anador Alupu. Ea a confecționat acest vas, ea a terminat Facultatea de Arte și în momentul în care ea a terminat s-a specializat pe zona aceasta de metal. Și văzut lucrările ei la un târg de artă populară și design și avea niște vase în aceeași idee, este o tablă îndoită și arsă, în aceeași idee am văzut vasele ei și am zis, wow, deci este ceva minunat, chiar am să folosesc. Și atunci am cerut un vas foarte mare, adică ea avea niște vase foarte mici pe care le folosea sub formă de fructieră și eu am vrut un vas foarte, foarte mare și l-am comandat cu ceva timp înainte. În momentul în care l-am comandat, am zis gata, trebuie musai să fac ceva și se potrivește, pentru că este un vas foarte mare. Sper că vedeți, e în regulă, se vede bine. Ok, uite că colegii mei se apropie de mine în așa fel încât să se vadă vasul. Cum ziceam, este un vas metalic. Frumusețea vasului este dat de jocul de culori pe care îl are vasul și chestiile tehnice pe care le-am comandat de la Anadora au fost niște găuri, deci am spus să perforeze vasul pe margine pentru a mă putea ajuta
de găurile vasului în așa fel încât să fac tot felul de chestii. Adică puteți să faceți construcție pe marginea vasului din sârme și după aceea să puneți altceva, puteți să faceți în interior. De exemplu, eu acum, având flori atât de înalte, am zis că aș putea să mă joc cu o rețea de fire de pescuit în interior, mai ales că nu sunt foarte vizibile. În felul acesta poate să-mi folosească tehnic, dacă una dintre tije poate este mai sensibilă și se apleacă sau nu. În felul ăsta, mie designul stă perfect tehnic. Se potrivește cromatic și cu candelabrul și atunci am zis gata, astea sunt două designuri care merg împreună și merg și separat. În felul acesta putem să creăm ceva în care crinul să fie piesa centrală. În acest design am pregătit niște flori mult mai garden, adică mult mai văratice, într-un stil mult mai aerisit, în afară de stilul decorativ. Aș vrea și eu să știu doamne, ce de haioase sunt lucrurile în jur. Așa, și voi merge în continuare cu aceste frumoase tije de lupin. Am lupin, am niște... Aș vrea să vedeți o varietate foarte, foarte drăguță de clematis. Este o varietate de clematis mai veche, un clematis alb. Deci am florile de lupin, ia să vedem, am să merg în zona asta, să le atașez aici. Da, arată frumos. Ia să-i tai puțin din... tijă, să nu fie atât de înalt și în general am lăsat cu două cu ambele tije și am burete la bază, da, foarte drăguț. Ia să văd ce mai am aici. Ah, da, superbitatea asta de iris, minunată și irisii ăștia. Sunt parfumați, ia să vedem unde găsim un loc frumos la iris, uite acolo în spate. Este perioada irisului, este perioada crinului, este perioada final de bujor, dar sunt niște flori atât de frumoase. Este o perioadă extrem, extrem de abundentă în flori, începutul de vară este foarte, foarte abundent. Am fost pe câmp și am cules și niște Ami Maius, da? Este o floare care umple foarte bine, are o textură foarte frumoasă, este foarte, foarte romantică așa și îmi place întotdeauna să o folosesc vara, pentru că fiind și m-am gândit inclusiv la conotațiile acestui design, în momentul în care folosești produse românești, produse care sunt la noi în țară, e bine să folosim și alte ingrediente pe care le găsim în flora spontană, pentru că în momentul în care ne gândim la ceva local, ne putem uita ce avem în jurul nostru, cum sunt aceste fire de măceși pe care le-am cules și mi-au plăcut foarte mult și îmi place să le folosesc în perioada asta. Într-adevăr, nu sunt foarte rezistente florile de măceși, dar am zis că pentru demonstrații și pentru orice fel de eveniment care durează foarte puțin, cum este o nuntă, de exemplu, puteți să le folosiți. Mai am acești trandafiri quicksand pe care am ales să îi folosesc și în designul ăsta, cum ziceam, cromatic, să fim atenți la acești crini, pentru că în momentul în care am crinii care sunt roz fucsia, burgund, nu prea pot să folosesc alb decât dacă pun și roz, pun și crem pentru a face legătura cromatică între ele. Asta, cum ziceam, asta facem în momentul în care știm design floral și în momentul în care spui că știi design floral, este nevoie să cunoști elementele și principiile designului floral și asta facem noi în cursuri.
Apropo de giveaway, da, pentru că v-am promis că astăzi avem încă un giveaway din seria giveaway-urilor din luna aceasta, pentru că luna aceasta este luna în care îmi serbez ziua de naștere și atunci am ales să dăruiesc foarte mult, am ales să am un alt tip de a sărbători ziua de naștere și am ales să facem toată luna giveaway-uri, am ales să dăm din lucrurile care mie îmi plac foarte, foarte mult și vreau să le împărtășesc cu voi. Și am o surpriză foarte drăguță astăzi pentru voi, pentru cine va câștiga acel giveaway, voi anunța după ce termin design-ul. Și a fost foarte, foarte, foarte drăguț că ne-am gândit la toate lucrurile astea, nu doar din perspectiva de a face niște giveaway-uri, ci de a face niște giveaway-uri care au însemnătate. Și astăzi am pregătit unul dintre aceste giveaway-uri, abia aștept să vă spun despre ce e vorba la finalul designului, la finalul acestui minunat design. Este un design, cum ziceam, în stil văratic, i-aș spune. Nu există într-adevăr un stil de design văratic, dar emoția care mi-o transmite este emoția estivală, emoție de vară. Îmi vine undeva să mă duc pe, nu știu, să mă duc undeva afară și să mă gândesc la vară și m-aș gândi la un astfel de design, pentru că l-am completat cu astfel de... Ia să vedem, poate chiar arată interesant aici. Da, chiar arată drăguț ăsta aici. Ia să-l punem aici. De multe ori, să știți că florile ne spun un picuț cam care e poziția lor, dacă le mai și lăsăm să își găsească locuri, dar de cele mai multe ori îi spunem noi cam unde să stea la tija respectivă. Asta înseamnă să facem lucrurile intenționat și asta le spun la fete tot timpul în momentul în care au temele în curs, să facă designul intenționat, adică să știe ce pune, să știe cum pune în designul respectiv și de ce. Ia, am să pun aici, și trandafirii ăștia sunt parfumați, ceea ce mă bucur, dar arată foarte frumos aici. Ia să-l punem pe acest quicksand. Quicksand, quicksand în mijloc și am să-l pun și acesta micuț care a rămas de acolo, am să-l pun aici pentru că chiar dacă voi nu îl vedeți, eu îl văd și îmi place ca designul să fie finisat și să fie din cât mai multe părți să fie finisat. În felul acesta putem să stăm cumva liniștiți, că designul e în regulă. Toată lumea poate să se învârtă în jurul lui, poate să vină să studieze, poate să vină să vadă ce a pus floristul acolo, ce a pus florista acolo, ce flori sunt alea, cum le-a pus. Ei, în momentul respectiv când aveți, uite aici ne-ar mai fi bun un AMI, în momentul în care avem un astfel de design, am putea foarte bine să stăm liniștiți. Și să gândim din toate punctele de vedere un astfel de design. Este un design care merge și într-un lobby de hotel, cu toate că, sincer, hotelurile în România nu prea plătesc pentru designul floral. Asta este o realitate, dar poate să fie un design care merge și într-o recepție la nuntă sau chiar poate să fie la intrarea, de exemplu, în sala de nuntă sau două astfel de designuri lângă prezidiu. Încercați să gândiți atunci când este vorba de prezidiu și altfel de designul, nu doar designul ăla înșirat în fața mesei de prezidiu, pentru că spațiul acela, care este spațiul prezidiului, este și spațiul de lângă mir, de lângă masa mirilor. Adică puteți să continuați cu masa mirilor, să puneți două astfel de console sau în cromatica pe care o vreți și să fie una stânga, una dreapta. Nu doar să fie în felul în care face toată lumea acel design clasic în care noi punem florile pe masa centrală, pe masa de prezidiu și la revedere.
că de-aia suntem designer, de-aia facem lucrurile. A, uitați-vă ce frumoasă linie are acest lupinus. Ah, minunat! Minunat! Ia să vedem unde merge. Unde merge acest lupin? Nu îi se vede forma atât de tare, dar îmi place aici, cu toate că și aici parcă lipsește un pic de roz. Da, aici până la urmă am să-l introduc. Este atât de clean designul acesta, pentru că se văd atât de frumos tijele. La final o să venim probabil cu camera mult mai aproape să vedeți în interior. E atât de clean designul și e atât de frumos și atât de aerisit încât se văd. Se vede fiecare floare, fiecare floare are spațiul ei. Am să pun și acest minunat iris, chiar dacă spuneam, voi de acolo nu vedeți, dar eu de aproape văd și atunci am să-l introduc aici. Am să mai pun niște digitalis aici. Da, uite, în felul ăsta am un grup de digitalis. Așa. Am această tijă de Tamarix pe care m-am gândit să o pun, dar sincer, poate acolo în spate, dar cu câteva ajustări, nu vreau chiar toate. Așa, da. Hai că mă duc aici în spate, să-l pun aici lângă crin. În felul acesta vedeți două stiluri de design diferite cu crin, adică gama cromatică este ușor asemănătoare, dar este asemănătoare, nu ușor, este bine asemănătoare, este asemănătoare, dar stilul designului este diferit. Chiar dacă avem oarecum aceeași structură metalică, pentru că candelabrul este din structură metalică, vasul este metalic, deci am legătură între materialele de la baza designului, dar designul ca și stil este diferit. Adică designul de pe candelabrul este într-un stil mult mai decorativ, pe când designul din vas este mult mai vegetativ, mult mai aerisit, cu mult mai mult spațiu negativ între... Avem alte tipuri de flori pornind de la crin, adică crinul cumva poate să reprezinte floarea centrală într-un design atât vegetativ cât și decorativ. În felul acesta este foarte maleabil din punct de vedere al designului, pentru că poate foarte bine să reprezinte un loc principal într-un design sub orice, în orice stil alegem. Ia să mai pun că am aici garoafele astea frumoase și aș vrea să le mai pun un picuț în design și sunt aproape gata. Pentru că astea sunt deja doar ceva ce văd eu și aș vrea să mai completez. Bun, spune că e gata. Ia să-l văd de la depărtare. După ce-l văd și eu de la depărtare, în momentul respectiv zic da, ăsta este gata. Da, e gata. E gata designul. Aș mai pune, poate, când zic gata designul, totdeauna mai găsesc câte ceva. Aș mai pune încă o garoafă exact aici la bază ca să pot să fac legătura cu celelalte garoafe de sus. Bun, perfect. Bun, păi asta este. Acestea sunt cele două designuri pe care le-am pregătit pentru voi astăzi, în așa fel încât să vedeți două stiluri de design diferite, în așa fel încât să vedeți două stiluri diferite. Unul mult mai vegetativ, mult mai aerisit, care are totuși, avem același suport, și celălalt, care este mult mai decorativ, se potrivește într-un... să zicem, într-un stil mult mai, într-un cadru mult mai royal, mult mai regal, mai ales că dacă vă gândiți inclusiv în regalitatea și istoria regalității noastre, clar avem crinul în foarte mare reprezentare. Gândiți-vă la Regina Maria, care iubea foarte mult, foarte mult crinii, și în general a reprezentat crinul o floare regală, așa că de ce să nu ne bucurăm și noi de crin? Așa că vă spuneam că giveaway-ul de săptămână aceasta, da? Giveaway-ul de săptămână aceasta pe care noi îl avem este vasul de care vă spuneam.
Vasul pe care eu vi l-am arătat astăzi de la Anadora. Este vasul metalic, sincer, este foarte mare, deci are, cred că, undeva cam un metru diametru. Și de la Alina, 20 de crini produși în România. Deci aveți vasul și crinii. Ce trebuie să faceți pentru a câștiga acest giveaway este să dați like și share aceste emisiuni, să dați tag la 5 prieteni la care vă gândiți că s-ar putea bucura de un vas plin cu acești crini minunați produși în România și sincer am să vă spun că puteți să îi împărțiți cumva în toată casa, pentru că toată casa va fi plină de un parfum de crini. Deci ce aveți de făcut este să dați like și share la această emisiune, să dați tag la 5 persoane și să dați like, follow, de fapt, la paginile noastre de Instagram, Andreea Ștor și Floristic Art. Și mai am o super mega surpriză pe care am ținut-o până astăzi, pentru că, cum am spus, este luna în care dăruiesc foarte mult, pentru că este ziua mea de naștere și începând de astăzi avem 50% la toate programele noastre de design floral online, până la finalul lunii, așa că și în curând, bineînțeles, în curând vom începe o nouă grupă de foundation cu o grămadă de chestii, deci undeva în jur de 3 luni jumate, aproape 4 luni, avem programul de foundation în desfășurare. Așa că, dragilor, puteți să câștigați acest vas minunat împreună cu 20 de crini de la Alina și bineînțeles să vă bucurați de ele. Așa că like și share, 5 oameni pe care cărora să le dați tag în comentariu și follow la paginile noastre de Instagram. Vă doresc mult succes și până săptămâna viitoare vă doresc o săptămână absolut creativă, pentru că nu avem cum să fim creativi într-o industrie atât de frumoasă. V-am pupat și să aveți o seară minunată!